Biden este forțat să regândească o politică a fostei administrații Obama. Asta după ce un judecător federal din Texas a decis blocarea programului de imigrare adoptat de Barack Obama. Programul oferea protecție limitată imigranților ajuns pe teritoriul Statelor Unite în timpul copilăriei. Sunt aproape 650.000 de persoane în această situație. Cei deja înscriși în program nu vor pierde protecția, dar judecătorul a interzis procesarea noilor cereri. Asta i-a nemulțumit pe susținătorii programului.